prezentare de ultim oră a guvernului, după ce Institutul Național de Statistică a publicat cifrele dezastrului. Institutul Național de Statistică a lovit în plin, în ultimele două zile, în guvernie în coalia de guvernare. În prim fază, cei de la INS au arătat ce în ciuda declaraiilor publice ale ministrilor, salariile au scăzut în sănătate și în domeniul asigurărilor sociale. De asemenea, cei de la INS au publicat cifrele care arată că rata inflației a ajuns la 5, cel mai crescut nivel din iunie 2013. În acest context devine foarte interesant proiectul înscris pe ordinea de zi a Guvernului, prin care se modifică organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 957 pe 2005 privind organizarea sublinierei funcționarea Institutului Național de Statistic, se arată în ordinea de zi a Guvernului. Proiect de hotărâre.